Dragii noștri, suntem în localitatea Manoleasa la domnul Lucian cu o imprimantă și un telefon din partea Asociației Speranță pentru România. Vă mulțumim pe această cale tuturor celor care aveți suflet bun și ați găsit ca să donați pentru Lucian. El este un băiat cu o boală de picioare, boala oaselor de sticlă și nu se poate întreține singur. Cu ajutorul dumneavoastră am reușit să-i cumpărăm și alimente, o imprimantă și un telefon, pentru că îi face viața mai ușoară și va putea să își câștige o bucată de pâine. Lucian, ce le spui donatorilor? Vă mulțumesc din toată inima pentru donațiile dumneavoastră. Mulțumesc Asociației Speranță pentru România pentru eforturile depuse. Și să vă dea Dumnezeu multă sănătate și bucurie. Doamne ajută! Doamne ajută! Pe site-ul speranțapentruromania.ro este deschisă o campanie de strângere de fonduri pentru Lucian și prin fiecare donație a dumneavoastră vom putea să-i asigurăm în continuare alimentele și medicamentele și lemnele de foc de care are nevoie. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă răsplătească bunătatea și implicarea!